Lăudat să fie Domnul! Vorba Apostolului Pavel, mă văd strâns din două părți. Timpul se duce, după mine urmează fratele Iosif, cu multă experiență în lucrarea aceasta de slujire și a rugăciunii. Așa că eu voi citi un cuvânt din Scriptură și așa voi încerca să sistematizez două, trei sfaturi, dacă mi se permite să folosesc cuvântul acesta în dreptul meu. Rămâneți așezați, deschideți cu mine la Ezechiel, capitolul 12. Un cuvânt de altfel cunoscut de dumneavoastră și de toți. Într-o frământare personală, așa în cuvântul Scripturii, mi s-au așezat în minte câteva cuvinte de aici și chiar zilele trecute meditam la cuvântul acesta. Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel, citim de la versetul 1. Fiul omului, tu locuiești în mijlocul unei case de îndărătnici, care au ochi să vadă și nu văd, urechi de auzit și n-aud, căci sunt o casă de răzvrătiți. De aceea, fiul omului, pregătește-ți lucrurile de călătorie și pleacă ziua sub ochii lor, pleacă în fața lor din locul unde ești și du-te în alt loc. Poate că vor vedea că sunt o casă de îndărătnici. Scoateți lucrurile ca niște lucruri de călătorie, ziua sub ochii lor, dar pleacă seara. În fața lor, cum pleacă cei ce se duc în robie? Să spargi zidul sub ochii lor, să scoți lucrurile pe acolo, să le pui pe umăr sub ochii lor, să le scoți afară pe negură, să-ți acoperi fața și să nu te uiți la pământ. Căci vreau să fiu un semn pentru casa lui Israel. Prorocul, am făcut cum mi se poruncise. Mi-am scos lucrurile ziua ca pentru călătorie, seara am spart zidul cu mâna mea, le-am scos pe negură, le-am pus pe umăr în fața lor. Trăim într-o vreme a modelelor. Și ne înghesuim să promovăm modele. Nu pregetăm când e vorba de ceva imediat să scoatem la rampă, să scoatem în față. Cei care se consideră modele se simt obligați față de generația lor să fie în trend mereu, să actualizeze tot mereu profilul lor, să fie la curent, pentru că ei sunt influenceri, oameni de impact, oameni care modelează minți, gândiri. Totul se petrece pe ecrane. Niște copii de 16-17 ani sunt modelele adolescenților noștri. Niște doamne, domnișoare, că nici nu știi cum să le spui, sunt modelele fetelor noastre. Se pregătesc pentru asta. Investesc, cheltuiesc bani. Slujitorii trebuie să fie upgradați mereu ca să țină pasul, pentru că se consideră modele. Se consideră influenceri, oameni care trebuie să dea direcție și ne știm îmbrăca, ne știm aranja, ne știm documenta, pentru că suntem persoane de influență.
Nou, ceva nou mereu. De ce? Pentru că publicul pe care avem de gând să-l modelăm este avar după nou. Ați observat acum, la început de decembrie, o avalanșă de colinde. În adunări filmate unele. În pantaloni, frumos. Se simt datori să comunice ceva generației lor. Se simt cu povara influenței pe umăr. Și noi le distribuim și pe sfârșitul lunii decembrie sunt milioane de vizualizări, sute mii de euro pe la ei prin conturi. Ca să clarific un pic lucrurile vis-a-vis de mine, posibil să fiu puțin mai sărit de la punct. Mecanici înțeleg ce zic. Poate 5 ani de zile de când nu știu dacă am ascultat din cântările grupului coral, nu știu dacă am ascultat 5-7%. Spun frații care sunt atenți, trebuie să lăsăm instrumentele mai încet, să facem... Voi știți, nu am... Mereu suntem atenți, mereu ne, repet, ne considerăm... poze cu mine, cântări cu mine. Zice domnul prorocului, zice, vreau să te fac influencer. Vreau să te fac model, un semn. Gata. Ce am de făcut? Să taci. Pă cum să tac? Cum adică? Arta vorbirii este instrumentul de bază oricărui formator de opinii, de gândiri, de conștiințe. Cum adică? Nu, eu vreau să taci. Și ce să fac? Te îmbraci, îți scoți lucrurile din casă, le pui în drum, te pregătești, geanta în spate și nu zici nimic, nu zici nimic. Până când? Stai lângă bagaje ca în autogară până seara. Și dacă mă întreabă oamenii ceva, să le spun. Nu le spui nimic. Vor trece oamenii. Dar ce cu prorocul? Și-o găsit chirie în altă parte, cu mobila în drum, cu bagajele, cu tot. Ce cu el? Și zice domnul, poate vor pricepe că s-o casă de îndărătnici. Fără să le explic nimic. Fără să le explici nimic. Stai în drum. Când se face seară, îți iei uneltele și te apuci de spart vidul și ți le treci pe acolo. Doamne, dar nu pricep nimic. Dragi tineri, acesta e gândul meu pentru dumneavoastră, pentru voi. Zice prorocul Amos că sunt vremuri când înțeleptul trebuie să tacă, că-s vremuri rele. Nu vi se pare că vorbim prea mult? Nu vi se pare că nu mai avem timp de nimic absolut? Interviuri după interviuri. M-au sunat și pe mine din mai multe. Și le-am spus, oameni buni, n-am ce să vă spun. Nu am ce să vă spun. Frate Beni, vrem să vii la noi la un podcast, vrem să... N-am ce să vă spun, oameni buni. Slujesc și eu de câțiva ani de zile, alerg într-o parte în alta, aș putea să vă povestesc așa vorba unui frate din, de peste munți, l-au pus undeva la anvon și au zis, frate, aveți 5 minute. Și a zis, fraților, 5 minute să spun despre mine e prea mult, n-am ce să spun 5 minute. 5 minute să spun despre Domnul e prea puțin. Domnul să vă binecuvinteze. Nu vi se pare că avem exagerat de multe lucruri de spus? De povestit. Se uită tinerii noștri, ne uităm așa, câtă grandoare, câte lucrări. 12 ani de slujire, 7 ani de slujire.
Și sunt interminabile și dramatice experiențele. Se uită un frate mai bătrân care slujește de 50 de ani, când le-o fi pățit, mă, copilul ăsta pe toate? În vreme de libertate, democrație, de tot ce vrei, când o fi fost atât de încercat, de zdrobit, de frământat? Om de influență, om model, zice Domnul prorocului, dar numai prin ceea ce faci vreau să te folosesc. Poporul vreau să priceapă mesajul pe care eu l-am pentru ei din acțiunile tale, nu din vorbele tale. Vreau să se uite poporul acesta la tine și să priceapă care e mesajul meu pentru ei. Doamne, dar n-ar fi risipă de timp să stau de dimineață până seara să nu le spun? Păi eu de dimineață până seara aș putea să le predic să se pocăiască două națiuni. Nu, 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 n-am nevoie. Taci din gură. Stai în drum ca și cum ești gata de călătorie. Trăim într-o avalanșă, lucrurile se derulează cu o viteză, dinamica lucrurilor este atât de rapidă. Și avem sentimentul că trebuie să... Nu trebuie. Fă ce ai fost chemat să faci și taci. Amin.